Bă, să vă zic ce am pățit. Mă duc aici la Peugeot, în vecin, că sunt la Ploiești Shopping City. Mă duc la vecin, la Peugeot, am niște poze de făcut pe acolo. Până să ajung acolo, pentru că eram așteptat după ora 1, l-am sunat pe Justin și am zis: vezi că opresc la mall să mănânc, că-s rup de foame, n-am mâncat de ieri. Vin în 20 de minute. Și mă duc frumos, intru în mall, în food court, în față Mac, în spate KFC, în stânga Pizza Hut, în dreapta pula mea. Zic, unde dracu să mănânc și eu? Hai să mănânc la... Hai să mănânc la Mămăliguța. Era cam singurul restaurant brand românesc de pe acolo. Intru în Mămăliguța frumos, vine o tântiță la mine și zic: sunt pe grabă mare, te rog adun o ciorbă de perișoare cu mămăligă, o porție de sarmale cu mămăligă, o apă mică și nota de plată, că plec repede. Bă, s-a mișcat impecabil, adică până am avizat eu la masă și mi-am dat hanora cu jos, hapta cămurile, până am scos telefonul să mă uit prin el, jap cu ciorba. Ciorbița, hai să zicem că am mâncat și mai bună, de mai multe ori. Așa, părea genul ăla de ciorbă bază, cum fac multe cărciuni, foarte multe. Fac o ciorbă neutră în care pun după caz afumătură, perișoare, ce vrea omul să consume. Deci nu m-a dat pe spate, m-am ligat cam fără sare, dar eu rup de foame. Rap, mănânc. Vine și mă vede că termin, jap imediat cu sărmăluțele, deci pe service n-am nimic de comentat. Foarte rapizi. Sarmalele, și aici am lucruri de comentat. Vă învăț și pe voi cum să recunoști niște sarmale foarte bune. La o sarma în foi de varză bine făcută și la foi de viță, dar la foi de varză e soto. Trebuie să o poți tăia doar cu furculița, fără cuțit, fără nimic. Sarmaua e o mâncare născută acasă, nu în cărciumi, și așa s-a născut, cu abilitatea de a fi mâncată cu un singur tacâm, adică o freci un pic cu furculița și s-a rupt în două. E, sarmaua asta n-a vrut nici neam, bă, nici neam, am frecat cu furculița, 1, 2, 3, 5, pula mea, m-am luat cuțitul, le-am decupat pe toate, da, ca să pot să mănânc și eu liniștit cu ochii în lecturile mele. Și le-am mâncat, le-am pus sare, le-am pus așa, am luat o gură din smântână aia de aia la borcan de magazin, adică nu m-am simțit la Mămăliguța, asta vreau să zic, dar puteam să trec peste asta, pentru că mi-era foame, am intrat să mănânc, nu s-am o experiențe culinară, Problema a fost că nota a fost de experiență culinară. Bă, știți cât am dat o ciorbă cu mămăligă, sarmale, 4 sarmale cu mămăligă, și o apă mică, mică, adică nu de jumate, de aia de un sfert. Bă, 71 de lei a venit. Mai am bun? Mai am bun. 71 de lei. Fucking 71 de lei. Se vede? Am plătit cu cardul. Eu, până când am uitat să vă zic, cât a venit fata asta, cât s-a dus după să proceseze comanda, am scos și 10 lei și am pus pe masă să fie șpagă. Știam că o să plătesc cu cardul. Bă, deci una peste alta. Am mâncat la prânz, la Mămăliguța, în mall, cu 81 de lei, două feluri de mâncare care, nu știu cum să zic, nu, deci, nu-mi dau seama în ce cârciumă le-aș mai putea găsi la prețul ăsta. N-am și bonul fiscal cu comanda, nu mi-a dat decât bonul ăsta de plată cu cardul. Adică nu știu cât e ciorba, cât e mămăliga, cât e apa, cât pula mea, habar n-am. Ce vreau eu să zic este că gustul n-a fost rău, să zici că nu mai calc pe aici, că nu mi-a plăcut, că mi-a venit pe gât. Nu. Gustul a fost de ingrediente ieftine și făcut mult și repede și hai, dă-le în pula mea pe aici. N-a fost de mâncare făcută cu drag, dar mergea. Comestibil. Prețurile, în schimb, băieți. Deci dacă voi aveți impresia că chiar și oamenii care câștigă suficient au chef să dea 80 de lei pe zi, pe masa de prânz, vă înșelați amari. La oricare, de ce m-aș fi dus în food court-ul de la PSC, pe la Mac îmi luam de 81 de lei o sacoșă de mâncare. La KFC la fel. La chinezul vieții, la salad box. Deci nu există așa ceva. Nu poți să dai așa în prețuri. Până la coadă niște căcaturi de sarmale, nu-i heroină în pula mea să iei pe ea preț de o linie. Extrem de dezamăgit sunt de preț. Adică dezamăgit. Nici n-am întrebat, că eu mănânc frecvent la prânz. Toate cărcimile au meniul ăsta de prânz, știi? În care se înghesuie în 50 de lei
un fel de mâncare consistent și un fel de mâncare mai light așa, adică o ciorbă și o felul 2, o salată și un felul 2, o cărniță și o ceva. Dar aici, foaie de capul meu. Bă, deci cum să zic? Dacă mă duc la o babă din Valea Călugărească, nu știu de unde să zic eu, și dau 81 de lei să-mi facă sarmale, adică și a femeia 3 kg de carne tocată și o căpățână de varză și cu asta terminat 30 de lei, și de 50 de lei alte mirodenii, figuri, cred că mi-aș și farfurie. Cred că mi-aș și farfurie și lingură și furculiță mi le dă acasă. Adică sigur îmi face, cu tot costul gazelor, cu tot ce vreți voi, sigur îmi face mult mai mult și mai bine de atât. Să parchez aici, să nu parchez aici, nici nu știu cum să parchez. Voi ce ziceți? Să parchez că, vedeți, efectul mâncatului scump cu mâncare nașpa. Hai că reușe pe aici. Scuzate-mi-a, prego, ragazzoni. Uite, mai e loc de parcare. Gata, m-am liniștit. Deci am găsit loc să parchez. Va trebui să fiu mai atent de mâine încolo. Unde mănânc și cum mănânc, că nu știu dacă e criză sau ce dracu fi. Dar eu mai sesizat la Horeca că a început să dea în prețuri cam mârlanii. Și adică nu mă apuc să le doresc închiderea pentru că am mâncat eu scump. Eu le doresc închiderea pentru că au fost ajutați de stat cu bani publici pe când alte industrie nu au fost. Și răsplata lor pentru noi, da? După ce a pompat statul miliarde de lei în ei, e să dea în prețuri ca la... Ce ca la nuntă, mă, că la nuntă-s mai ieftină. Haide pa!